Se spune cum că odată, într-o poiană îndesată, mare veste s-a aflat. Era nevoie de strajă în sat, nu pentru un om oarecare, ci pentru un rege mare. Imediat ce au aflat, animalele s-au pus pe aranjat, lăudându-și fiecare ce avea mai de valoare. Numai boul și măgarul părăsiră tot alaiul, zicând că nu se cuvine să se amestece în mulțime, fiindcă ei n-aveau nici carte, nici podeabe prea bogate. Deodată, în poiană, îngerii se arătară zicând plin de strălucire: prieteni, vă dau de știre că în această noapte rece o minune se petrece într-un staul, nu departe, fără pat și diamante, este gata să se nască un copilaj de parte bărbătească. Părinții sunt prea săraci să-l înfeșe, n-au nici saci. Cine vrea să-l încălzească cu a lui suflare să nu răcească? Dar ce chestumă, tăine, unul puternic ca mine va veni în colț umil să încălzească în copil târege peste animale? Am și eu totul valoare. Dintr-o parte, cu dispreț, tigrul ruse cam semeț: ha! Auzi ce întâmplare! Cum să pierd o onoare? Doar ce mă pregătesc pe rege să mă întâlnesc. Chiar și vulpea izbuti din oglindă a privi cu o falsă empatie. Vai, ce rău îmi pare mie, dată n-ai să te bălui din zoi chiar întreaga zi, ai venit cu încântare ca să fac așa favoare. Astfel, rând pe rând grăbite, animalele împodobite, dorind slavă și onoare, au plecat cu nepăsare. Însă boul și măgarul, lăsând jos vara și carul, tot priveau nefericiți, îngerii singuri și triști. Boul, cu glas tremurat, pe măgar l-a întrebat: frate drac, gândește un pic, pruncul va muri de fric. Ce-ar fi dacă îndrăsnim să mergem să încălzim? Of, și eu gândeam, of, și eu gândeam la fel, dar frumos nu sunt de fel. Oare vom fi noi în stare să aducem arinare? Și în acea noapte de argint, regele lumii pe pământ veni și a fost întâmpinat cu căldură de un măgar și un bou cu inimă bună. Dacă astăzi tu gândești lucruri mari să făurești, prieten drag, tu nu uita, Iisus vrea inima ta. Fă ca boul și măgarul, ce l-au încălzit în staul, n-au făcut-o din mărire și au făcut-o din iubire.